Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Arena. Subiecte interesante, spun eu, pentru astăzi. Vom vorbi despre sporturi care nu se bucură de o atât de mare mediatizare, cel puțin nu pe cât și-ar dori practicanții acestor sporturi. În partea a doua a emisiunii vor veni în studio reprezentanții echipei de handbal feminin de la Centrul Național Olimpic de Tineret din Iași. Vom vorbi și despre fotbal, despre sportul rege. Știți prea bine, aseară CFR Cluj și Politehnica Iași au jucat în Liga 1. A fost un meci disputat cu decizii controversate ale arbitrilor și cu o explozie, să spunem, atât în timpul jocului cât și la final, antrenorului echipei CSM Politehnica Iași, Flaviu Stoican. Avem declarațiile sale, le vom vedea pe parcurs. De asemenea, nu lipsește din sumar un reportaj de la duelul între moldovenci în primul eșalon la volei feminin. Știința Bacău s-a impus la Iași. Avem imagini și declarații și de acolo. Reportajul din handbal care va introduce invitații din partea a doua a emisiunii. Până atunci vorbim despre gimnastica aerobică din Iași, pentru că, iată, sunt rezultate notabile în acest sport frumos. În studio, alături de mine în această seară, David Gavrilovici, recent medaliat la campionatele europene de juniori, dar și la naționale. Bine ai venit, David! Bună seara! Și antrenorul său, Bogdan Bantă, unul dintre cei care muncesc, nu vor neapărat să iasă în față, dar rezultatele vorbesc pentru ei. Bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! David, un an excepțional pentru tine, 2017. Da, a fost un an extraordinar pentru mine, deoarece m-am întors de la campionatele europene din Italia, Ancona, cu locul 3 la proba de individual masculin și cuplu și vicecampion european la grup. Iată, vedem și medaliile aici. Eu mă uitam și pe pagina de Facebook TVR Iași, să știți că emisiunea este live și pe Facebook. Voi distribui și eu imediat. Vă propun să faceți și dumneavoastră același lucru, să ne vadă și cei care nu recepționează pe cablu sau pe sau altfel canalul regional al televiziunii române. De asemenea, pe media.tvriaș.ro se vede în direct emisiunea noastră. Da, spuneam de salba de medalii pe care a adus-o David aici. Te rog frumos, și trofeul, iată-l la televizor. David, povestește-ne tu despre medalii. Păi aceste cele mai mari medalii sunt de la campionatele europene, și aceste două de aur m-am întors acum recent cu dublu campion național la proba de individual masculin și cuplu. Deci cele mai mici sunt fierbinți, da. Iar cele mai mari s-au răcit, pentru că europenele au fost în luna septembrie, da. dacă nu mă înșel. Și trofeul? Tot la campionatul național. Trofeul este rezultatul echipei Gymnis Iași și reprezintă locul al treilea obținut de clubul nostru la recentul campionat național de gimnastică aerobică ce s-a încheiat și pot să spun că este o adevărată realizare pentru clubul nostru acest loc 3, având în vedere că din cele 10 cluburi participante din țara noastră la acest campionat național, înaintea noastră s-au situat Farul și UNES București, două cluburi extraordinar de puternice în ceea ce privește gimnastica aerobică din țara noastră. Cine este clubul sportiv de gimnastică Gymnis Iași? Clubul Gymnis reprezintă promotorul gimnasticii aerobice în Iași și în toată regiunea noastră a Moldovei. Noi suntem singurul club de gimnastică aerobică afiliat Federației Române de Gimnastică. Avem o vechime de 10 ani, ne-am înființat acum 10 ani și de atunci mergem la toate competițiile pe care le organizează atât Federația Română cât și alte competiții de nivel național. Participăm cu mulți sportivi și avem rezultate, dar într-adevăr aceste rezultate pe care David le-a adus la Iași sunt cele mai importante rezultate pe care le-a obținut clubul nostru pe parcursul acestor 10 ani. Deci a fost nevoie de 10 ani, de un deceniu de muncă
pentru a scoate capul și în competițiile continentale. Da, am mai avut rezultate și internaționale, am mai participat și în Bulgaria la un Open foarte important care a avut concurență de seamă, la care unde ne-am întors tot cu medalii, tot cu David, și atunci el avea altă parteneră, pe Sorina, tot de la noi din club. Dar acum, într-adevăr, aceste rezultate, cum spuneam, sunt deosebite, atât pentru noi ca și club, cât și pentru România sunt rezultate importante. David, de când practici gimnastica? Păi, practic gimnastica de 11 ani. De când eram foarte mic, eram la grădiniță și am zis schimb sportul și văd că acest sport m-a dus. Să schimb sportul, deci tu începusești cu un alt sport. Începusem cu karatele și da? Nu eram eu fan karate bătăi, dar și m-am apucat de gimnastică și uite cât de sus am putut să ajung. Din momentul în care ai început, cât timp a trecut până ai obținut prima medalie? Păi, să fiu sincer, nu mai știu cât a trecut, dar știu că am muncit din greu pentru prima medalie și știu că am fost foarte bucuros pentru că prima medalie, wow! David a obținut multe medalii la nivel național de-a lungul anilor, începând de la categoria 3, a obținut medalii la concursuri naționale și era... Tot timpul pe podium, ca să zic așa. Tot timpul era pe podium la orice campionat național. Acum lucrurile stau altfel, el se bate pentru România. Care sunt etapele? Cel mai de jos nivel? Categoria 3 înseamnă nivelul de vârstă 9-11 ani, categoria 2 12-14 ani și categoria a 3 sau age group 2, cum este la nivel internațional, reprezintă 15-17 ani. Continuă cu 18 ani la seniorat sportivii, în trecerea seniorilor, care este o competiție extraordinar de frumoasă. Deci, de la 18 ani... Devin seniori. Se poate și mai devreme? Nu. După exemplul gimnasticii artistice, că avem tot felul de exemple, 12-13 ani... Nu. În regulament se spune foarte clar, în 18 ani împliniți în anul competiției. Și atunci ei pot deveni sportivi seniori. Cât mai până la senior, dar... Păi eu mai am 2 ani, deci o să stau liniștit. Dar la junior, cum e concurența? Păi la junior este, și aici este o concurență mare pentru că... Hai să începem cu nivelul național. Păi la național și aici este chiar foarte mare pentru că vin sportivi din Constanța, din București, cluburile competitoare, ce doresc și ele să urce cât mai sus, dar eu vin din urmă și... A avut, că anul ăsta a fost 8, 9, la individual masculin, ca și competitor. La nivel internațional nici să mai pune problema, pentru că acolo sunt calificări, sunt finale și acolo te lupți cu cei mai buni din Europa. Și sperăm la anul cu cei mai buni din lume. Din lume. La europene câți ați fost, la individual, la tine? La individual am fost 15 și la proba de cuplu 18 sau 17. 18. Da. Puterile mari ale Europei la gimnastică. Puterile mari, noi ne numărăm printre țările care dau tonul în gimnastică aerobică și România cu locul 2 obținut la juniori și locul 1 la seniori în proba de grup ca și pe țări, cum ar veni, conduce la ideea că România este țara care dă tonul în gimnastica aerobică din Europa. Dar, în același timp, Italia este un combatant foarte bun, Rusia, iarăși, cu sportivi extraordinar de bine pregătiți, și Bulgaria, sunt țări, Ungaria, nu mai spun. Deci, e o luptă și nu mai există, ca în alți ani, favoriți cerți. Da. Nu mai există. Diferențele sunt atât de mici, și diferența o poate face o zecime, o sutime. Da, în România unde se practică gimnastica aerobică? În România gimnastica aerobică... Pentru că mi-ați spus la începutul discuției că Iașiul este cam singurul din club din zona Moldovei. Da, suntem singuri. Gimnastica aerobică se practică la Deva, la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva.
la Clubul Fară Constanța, la UNEFS București, la CSM Arad, Universitatea Arad, Clubul Sportiv Petroșani în țară, sunt iar la București din nou Triumf, Clubul Sportiv Triumf București. Mm-hmm. Sunt cluburi care au tradiție în gimnastica aerobică și care de înainte, cu mulți ani de a ne apuca noi de gimnastica aerobică, făceau deja acest, practicau acest sport. Acest sport. Da. Cum v-a venit ideea să înființați clubul? Ei m-au împins. Că da? Așa le-am zis, ei m-au făcut să mă gândesc la a intra în gimnastica aerobică de performanță din țara noastră. La început, titular fiind pe catedra de gimnastică aerobică la Palatul Copilor încă din 2002, am descoperit copii ca David și au mai fost și copii care acum nu mai practică gimnastică aerobică, dar la fel au fost copii foarte talentați și care au obținut de-a lungul anilor medalii pentru Clubul Sportiv Gymnist. Și ei m-au determinat să prind așa curaj și să intru în performanță la început cu 3 copii și apoi cu din ce în ce mai mulți copii la mult mai multe probe și la mai multe categorii. Și competiții organizate la Iași. Și competiții organizate la Iași. Ne aflăm la a 8-a ediție a Cupei Iași la gimnastica aerobică anul viitor. Da. Vom fi la cea de 8-a ediție și sperăm să putem să ducem la bun sfârșit atât din punct de vedere organizatoric, cât și punct de vedere sportiv, competițional. Cum stați la capitolul infrastructură? Pentru că la capitolul infrastructură, ca, nu știu, parcă noi suntem așa să ne plângem, dar așa este, nu stăm bine ca infrastructură, mai ales când vorbim de performanță și în altă performanță cum David participă la aceste competiții. Avem nevoie de o sală mare, avem nevoie de un podium special de gimnastică aerobică, nu le avem, uh-huh. Sala pe care o avem este o treime din spațiu de care avem nevoie, atât ca și suprafață de concurs, cât și ca volum. Avem nevoie de echipamente, avem nevoie de multe ore de pregătire în sală cu sportivii noștri, timp alocat pentru fiecare probă în parte, fiecare îmbunătățire a tehnicii. E mult de muncă, noi stăm departe de a avea condiții optime de pregătire în ceea ce privește performanța. Poate, și, cu timp. Da. Și totuși, David, cum au apărut performanțele? Păi, cum spunea și domn profesor, adică contează foarte mult suprafața și așa, dar presupun că și calitățile. Și domnul profesor m-a ajutat foarte mult și vreau să-i mulțumesc. Și de aici cred că pleacă totul, talentul și domnul antrenor, cum reușește să te îndrume și te călăuzești așa spre drumul acesta, spre succes. Ce te motivează pe tine? Păi mă motivează foarte mult succesele, când fericirea aceea când ești pe podium și vezi că ai câștigat medalia și vreau ca la anul la mondiale, să, când urc pe locul întâi, să aud imnul. Să fiu așa bucuros și fericit că am reușit. Da, David nu e singurul sportiv cu care vă lăudați la gymnist. Nu. Și aș vrea să profitați de ocazie și să enumerați și alți sportivi. Vin în minte acum copii care au pus umărul la obținerea locului 3 la campionatul național. Și noi am mai câștigat o medalie la acest campionat. Este vorba de sportivii Năstrus, Claudia și Cristian Robert, care au obținut locul al treilea la proba de perechi, categoria a treia. De asemenea, sportivi, noi am participat cu un lot de 20 de sportivi la acest campionat național și am mai avut locuri 4, care nu sunt ușor de obținut într-o concurență de 14-15 combatanți pentru o categorie sau o probă. Și atunci locul 4 mie mi se pare destul de bine în clasament. Mi se pare un loc bun în clasament. Știu, Fluc Florentina, Banta Arina, Gârlea Diana, Enciu Bianca, Jugănariu Matei, nu știu, acum îmi vin în minte așa copii care
sunt mulți copii care, care lucrează frumos în sală cu mine, care, care de-a lungul perioadei de pregătire depun eforturi foarte mari și sunt eforturi mari. Gimnastica aerobică este un sport perfecționist. Tot ce se întâmplă acolo pe scenă este judecat de un juriu, arbitri naționali și internaționali bine pregătiți, care își apreciază foarte obiectiv evoluțiile și care dau note sportivilor apreciindu-i după codul de punctaj internațional. Câți copii sunt legitimați în prezent la gimnastică? Ei sunt mai mulți. 20 de sportivi am dus la campionatul național, da, de gimnastică. Sunt jur de... să spun, practicanți în clubul Gymnist, de la toate nivelurile, de la începători până la sportiv de înaltă performanță, sunt în jur de 56 de sportivi, 57 de sportivi, dar v-am spus, legitimați sunt vreo 32, cam atât. De bine, din care rău, 20 merg la campionatul național. Cum apreciați acest Este lucru? Un efort foarte mare. Să poți pregăti mulți sportivi este un efort mare. Încerc să fac o selecție a lor pentru a putea duce la concurs sportivi bine pregătiți, care să poată să poată lupta pentru locurile 1, 2, 3. David, sunt diferențe mari între pregătirea de aici și pregătirea de la lot? Păi, pregătirea de la lot este mult mai grea. Bine că la lot avem și condițiile pe care avem nevoie. Bine, presupun că și sunt și mai mulți antrenori și mai multe ore de antrenament față de aici. Care e programul tău într-o zi la lot? Păi, acum în vacanța de vară erau câte două antrenamente, câte trei ore. Wow! Păi când vineam de la primul antrenament, mâncam și direct somn, altfel. La al doilea antrenament nu puteai să faci nimic. Adică făceai, dar nu capacitatea ta maximă ca să poți să progresezi și să devii mai bun. Deci câte trei ore antrenament și de două ori pe zi. Da. Da. Competiția este foarte mare, concurența este foarte mare. Te lupți nu neapărat cu sportivi, cât cu sisteme de pregătire. Uh-huh. Și atunci fiecare țară încearcă să facă tot posibilul prin orice mijloace să se poată lupta de la egal la egal. Consider că acesta este sportul care se pliază cel mai bine sau tu te pliezi cel mai bine pe acest sport? Păi de am ales acest sport chiar de 10 ani, consider că se pliază cel mai bine și vreau să zic că m-a modelat atât fizic cât și psihic. Și cum te împaci cu școala? Păi foarte bine. Mai mergi la lot? Mai... Păi mă disciplinează foarte mult și la școală, pentru că îmi face un program și trebuie să, dacă nu respect, n-apuc să fac tot. La școală tot medalii ei? Și la școală. La învățătură? Normal. Sau coronițe, că nu se mai dau nici coronițele acum. Nu te pune la școală? Normal, dacă nu înveți bine, adică un corp sănătos, o minte sănătoasă. Exact. Unde ești elev? La Miron Costin. La Miron Costin. Și când mergi la lot, cum... Ce faci cu școala? Păi sunt acolo la un liceu teoretic, tot pe același profil cum sunt și aici și învăț. Învăț, foarte bine. Ce urmează pentru tine, pentru că ne apropiem de final păi, de discuție? Urmează... Anul acesta gata? Anul acesta gata, o să mă odihnesc și de la anul eu de la capăt cu campionatele mondiale din Portugalia și gimnazia din Maroc, unde sper să urc. Gânduri pentru viitor? Domnul profesor? Îmi doresc, David, în principal să fie sănătos, că este aici lângă noi, să fie sănătos și să poată să-și îndeplinească toate visurile pe care le-ai enumerat. Este un copil deosebit și foarte muncitor și eu sunt convins că o să depună toate eforturile să-și îndeplinească obiectivul. Pentru noi, ca și club, ne dorim o sală mult mai mare, mult mai mare decât avem acum. Ați încercat să... Deocamdată sunt doar așa niște idei, sper să prindă contur și să putem să avem această sală de care avem nevoie. Nu e ușor, e un efort mare. Nici colegii, acum o lună au fost colegii de la gimnastică ritmică, nici ei nu au sală.
unde să se poată pregăti și totuși, la fel ca și în cazul clubului Gimnist, sunt rezultate. Sunt copii la lot sunt național. Da, pentru că noi muncim. Noi aici la Iași muncim. Chiar muncim pentru, cu copiii noștri și găsind copii talentați, care au chiar talent, munca care știm că este cea care face ca talentul să strălucească, vine în sprijinul celor afirmate anterior. De asemenea, ne dorim ca și club să putem repeta performanța de anul acesta. Ne dorim sportivi bine pregătiți, sportivi care să poată să se lupte de la egal la egal cu toate celelalte cluburi din țară care au condiții de pregătire. Ne dorim copii mulți, din nou începători, pe care să-i descoperim ca și pe David, de mici copii, pentru a-i lua și a-i pregăti în sportul gimnastic aerobică. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc să se împlinească aceste dorințe, vise, obiective și vă mai aștept aici în studio cu alte medalii, cu alte trofee. Să audă lumea că se lucrează în gimnastica aerobică ieșeană. Sfârșit de prima parte a emisiunii. În curând vor veni în studio reprezentanții echipei de handbal feminin a Centrului Național Olimpic de Tineret UAIC Iași. Până atunci însă mergem spre volei, un alt sport de sală. Etapa de la sfârșitul săptămânii a dus față în față, așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, echipele din zona Moldovei, singurele rămase în primul eșalon. Penicilina Iași, Știința Bacău. Ce s-a întâmplat, aflați din reportajul următor. Ieșencele nu aveau ce pierde în meciul contra Științei Bacău. Având în față o echipă care a câștigat categoric primele trei jocuri din campionat, Penicilina nu s-a ridicat la nivelul adversarei. Ba chiar a părut absentă din joc în primele două seturi încheiate cu scoruri categorice în favoarea formației vizitatoare. 25-14 și 25-13. Al treilea parțial a fost diferit. Echilibrul s-a păstrat până la scorul 19-19. Apoi, elevele lui Rareș Pune au pierdut 6 mingi fără să câștige vreuna și victoria a revenit Științei în 73 de minute. Cum să râdeam cu fetele după meci acum și am spus, fetelor, faceți poză la clasament, suntem pe locul întâi. Zic, dar de ce acum, de ce pociți iarăși? Zic, ce nu putem să le batem pe CSM București? Zic, putem, dar e greu, trebuie să fim realiști. Da, am vrut să câștigăm asta, să rămânem în plasa celor trei echipe, care, într-adevăr, sunt echipe bune, trebuie să recunoaște. Nu-mi convine, dar trebuie să recunosc. Un start bun, trebuie să fiu tot la fel de corect, am beneficiat și de avantajul tragerii la sorți, am picat cu echipe mai de mâna a doua, să zic așa, nu că noi am fi de mâna întâi sau mâna zero, care ne-a permis să ne păstrăm acolo numărul de puncte și să luăm chiar 3 puncte, că asta e important. Să acumulăm numărul de puncte care ne trebuie. Dar obiectivul care e pentru acest sezon? 1, 2, 3, 4. Da, obiectiv, da, exact. Pașcar, nu știți, de ani de zile eu la mine, în creierul meu prost, este că trebuie să câștigăm și campionat și cupă. Asta e, fetele, știu, e greu. Trebuie să recunoaștem că e greu. Sper ca să avem o altă susținere și sau să fie o altă susținere, nu că nu am avea acum, să fie și mai consistentă și atunci poate cine știe. Cum a fost duelul cu fostul colaborator, Rareș? Da, este, da, un tip extraordinar de drăguț. Da, nu putem spune duel. Fie tânăr, eu zic că este un antrenor de perspectivă, care promite, sincer, deci eu nu l-am, am colaborat foarte bine cu el la Bacău. Sper să facă treabă bună la Iași aici. Oricum, echipa nu e, joacă. Totuși, nu știu dumneavoastră ce părere aveți. Eu zic că joacă. În primele două seturi nici n-am existat în teren. Diferența s-a făcut clar la servici și preluare și la calitatea serviciului. În momentele cheie, în setul 3, am pierdut pe greșeli de concentrare și greșeli neforțate. În condițiile în care, în ultima parte a setului, serviciile din partea Bacurilor au fost extrem de ușoare. Supărat, deci, pe fete? Nu, sunt supărat, sunt supărat pe situație. Cred că puteam mai mult. Am încercat să evităm greșelile neforțate care le-am făcut la celelalte meciuri. Ne așteaptă meciuri importante. Timișoara, Lugoș, acasă, apoi Cluj. Aceste lucruri trebuie rezolvate cât mai repede. Cum a fost revederea cu Florin Grapă? Tot timpul ne simțim bine împreună, deci n-am ce. Aceleași lucruri. Deci am învățat mult de la el, numai că
două lucruri pot să vă zic. Voleiul este serviciu și preluare și n-ai jucătoare, nu ești antrenor. Da? Deci, cam asta este. Păcat. În urma victoriei de la Iași, Știința și-a consolidat poziția în fruntea ierarhiei, în timp ce Penicilina este pe 7 cu 3 puncte. De la volei trecem până să ajungem la handbal, la fotbal. La sfârșitul săptămânii în Liga 1, victorie pentru FC Botoșani 1-0 cu FC Voluntari și înfrângere pentru CSM Politehnica Iași 0-1 la Cluj contra CFR-ului. Un meci în care antrenorul oaspeților de aseară, Flaviu Stoican, a protestat la deciziile arbitrilor, a fost eliminat și a explodat pur și simplu la finalul întâlnirii, la conferința de presă. Vă prezint câteva secvențe din ce a spus Flaviu Stoican la finalul partidei de la Cluj. Am încercat să revenim după 1-0, chiar am atacat spre final și cu portarul, pentru că ne doream să scoatem un rezultat bun în meciul din această seară. Nu s-a putut, dar cu largul concurs al arbitrului de centru. Mi se pare strigător la cer ca un om, nu contează, arbitru, muncitor, mecanic, zidar, vede un lucru și apoi, la o anumită presiune, schimbă decizia. Asta este strigător la cer. În ceea ce mă privește pe mine, eu trebuie să fiu mult mai calm, mult mai așezat, indiferent de situație, ar trebui să fiu liniștit, pentru că dacă vreau să ating țeluri îndrăznețe în ceea ce mă privește pe mine. Ca și echipă ne doream și ne dorim în continuare, continuăm pe aceeași linie, o să eliminăm greșelile, pentru că într-adevăr am făcut și greșelile astăzi, dar ținând cont de adversarul pe care l-am întâlnit, chiar le dau circumstanțe. În ceea ce privește jocurile contra CFR-ului pe teren propriu, am avut în turul campionatului meci contra CFR-ului și un fault al nostru în careu. Pentru noi, în careu s-a dat apoi imediat la următoarea fază, s-a dat penalti. Nu am făcut atâta tantam, dar dintr-un out, dacă este out, dă-l out. Dacă tu vezi că este pentru echipa respectivă, dă pentru echipa respectivă. Nu cum se face, da, de la out, pentru că dinamica jocului, când echipa adversă sau echipa care are out se așează într-o anumită poziție, dacă tu ca central arăți într-o parte și apoi imediat îți schimbi direcția, normal că de acolo pleacă faza și se dă gol. De aceea este strigător la cer. Că dacă era un out care îl dădea și nu l-a văzut, dar arată pentru noi și apoi schimbă decizia pentru... Păi cum să nu vină nervi? Și a mai fost un caz, la fel, am jucat acasă cu Timișoara, un arbitru arată gol, noi ne bucuram, toată lumea se bucura și după câteva minute schimbă decizia, nu mai e gol. Este incredibil. Și atunci cum să nu te enervezi? Pentru noi, da, pentru noi, dacă e pentru mine, dă-mi mie dacă e al meu. Mă așteptam să mă trimit în tribună, mă așteptam să avem un arbitraj potrivit, ne-am făcut și tricouri, să scriem, să nu mai vorbim, să nu ne trimit în tribună, că eram convins că imediat, cum depășesc spațiu, trece în tribună. Și atunci stăm calm, ne punem tricourile, vrem arbitraj, eram trei oameni, eu cu Trică și cu Benone, cu antrenorul, cu portarii, vrem arbitraj corect, n-am mai apucat să le mai punem, că a venit băiatul și a zis, tu, du-te. Am luat geanta și am plecat. El își ia geanta acum, săptămâna viitoare îl văd iarăși. Între, dacă nu ești implicat și nu ești atent la anumite situații și anumite faze, ți se pare un arbitraj echidistant. Aceea pentru un out, exact ce spuneți noastră. Vă faceți pentru un out, ce naibii, de la un out? Da, de la un out. Dacă e al meu, dă-mi-l, că e out-ul meu. Mă plec cu el acasă, bat un out și se schimbă jocul. De-aia sunt nervos și de-aia sunt. Dar eu, în ceea ce mă privește, trebuie să fiu foarte atent. Pentru că vreau ca să fiu un antrenor exemplu, să vin la meci, să zâmbesc, dar când văd așa ceva normal, vreau să le spun jucătorilor să nu vociferați, să fiți spre fair play. Păi ce să fac fair play-ul? Unde e fair play-ul? La pauză, am venit cineva din oficial al gazelor, nu știu exact, că nu m-am stat să privesc, mi s-a spus că i-au spus, băi, atenție cum, ce faci, vezi, atenție la faultul ăla. Da, dar să știți că n-am greșit. Păi tă, că e personalitate, ce te ești un cățeluș? Cățeluș mic, mic, mititel. A, pleacă acasă și agentuța. Eu mă duc, merg acum 1000 și ceva de kilometri, le-i cer pe jucătorii, cert. Le explic, uite ce am făcut, că v-am spus dinainte că la fiecare adiere de vânt se dă faul. Nu mai vă spun în prima repriză. Fiecare, pac, faul.
imediat. Ei nu s-au uitat, că eu mă uit la meciurile, joacă Barcelona, Real Madrid, Bayern München, mă uit și eu cum joacă ei, cum pleacă, ce trasee își fac. Sunt atent. Ei nu s-au uitat la arbitrajele alea. Ei nu s-au uitat, de-aia nebunesc. Dar eu trebuie să fiu calm, să dau dovadă de diplomație, să spun, astăzi am avut o partidă foarte grea, să știți că a fost foarte greu, am întâlnit o echipă bună și uite așa trece, trece, ce facem? Fii bă, băiatule, cavalerul fluierului, când intri tu, toată lumea taci. De două luni de zile toată lumea, Dani Coman vorbește de arbitraj, Dan Petrescu de arbitraj, eu de arbitraj, toată lumea vorbește de arbitraj. Deci e prea mult spus cu premeditare, dar eram convins că atâta presiune s-a pus pe ei, știam că e un forță. Mă interesează, domne, nu, eu sunt, bă, ce să-i spun? Am mai vorbit și acum, că știți, dacă nu sunteți implicați în fenomen, să fiți, fenomen, vorbesc de echipa mea, să fiți atenți la lucrurile astea mărunte, că te toacă ușor, ușor. Cade unul, se pune corpul, cade. Lasă, bă, jocul și la mine și la ei. Lasă, bă, să joace, să vadă lumea spectacol. Că lucrurile pleacă și de la antrenori, și de la jucători, și de la arbitri, dar în special de la arbitri. Lasă, bă, jocul, continuitate, să meargă. Dă faulturile care sunt fault. Nu cum cade unul, pac, fault, 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 întreruperi până bate ăla și uite așa vine lumea la stadion și bă, ce am văzut, bă. Nu e rid, nu e... Uite din cauza asta. Principalul vinovat sunt eu pentru că nu sunt calm, nu sunt atent la lucrurile astea mărunte. Asta spuneam, că cineva vrea să facă o echipă în 3 ani, pe bună dreptate, că până îi cunoști, până ce vezi ce caracter au, nu noi, în 3 luni, 4 luni, ce vrem? În play-off. De ce? Că suntem ambițioși, că vreau eu. Și voi vreți că puteți. Da, când sunt echipele echilibrate, jocul echilibrat, pentru că a fost un joc echilibrat, sigur, cu inițiativa CFR-ului, să fiu realist. Au avut jucau acasă, sunt echipa care se bate la campionat. Este normal să aibă inițiativa. Dar dacă mai ai și o adiere de fân, pac! Normal că te deranjează. Că vrei să faci lucruri minunate într-o perioadă foarte scurtă și ești pe cale de a le atinge. Ești pe cale să le atingi. Mă duc acum, mă liniștesc, că asta e răspunsul. Am pierdut un punct, cât? Ce făceam? Că făceam un plas, că mergem, batem pe Steaua. Mergem acum și batem pe Steaua. Da, băi, batem. Nu știu cum, vedem noi. Suntem încrezători că facem un meci mare. Flaviu Stoican, la câteva minute după finalul partidei Politehnic Iași la Cluj contra CFR-ului, scor 1-0 pentru Ardelean. Ei, în studio au sosit reprezentanții echipei de handbal din Iași, o echipă cu nume lung și pretenția, spune eu, pe măsură, Centrul Național Olimpic de Tineret, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași. Bună seara, bine ați venit, Victoria Agape și Veniamin Lupan. Bună seara. Bună seara. Așa e, nu? Da, da. Pretenții mari, nu? Eu vă propun să vedem ce s-a întâmplat sâmbătă în meciul de campionat contra liderului Neptun Constanța și apoi continuăm discuțiile așa ca să avem un punct de plecare. Echipa Centrului Național Olimpic de Tineret de la Iași nu a putut învinge liderul seriei A din eșalonul secund la handbal feminin. Elevele lui Veniamin Lupan au fost depășite cu scorul de 34-26 de Neptun Constanța. Soarta partidei a fost decisă în prima parte a jocului. După un sfert de oră, echipa de la Malul Mării conducea deja cu 9-3. Liderul din teren al gazelor, Victoria Gapi, a fost eliminată în minutul 26, iar scorul la pauză era 9-21. În repriza secundă, ieșencele au reușit doar să micșoreze ecartul și au pierdut la 8 goluri în fața unei formații care, nu întâmplător, ocupă prima poziție în ierarhia seriei. Am venit montate să câștigăm și asta s-a întâmplat. Sperăm să mergem pe aceeași linie. Următorul meci este acasă cu cele de la Călăraș. Vom fi la fel de motivate să câștigăm. Mereu am avut emoții la Iași. Meciurile sunt deosebit de dificile. Este o echipă tânără care se bate mai ales pe teren propriu, luptă până la ultima picătură de energie. Dar mă bucur că fetele noastre au înțeles că dacă tratăm meciul cu seriozitate de la început, o să ne facem o viață ușoară astăzi. A fost un meci destul de greu, noi am încercat, știm că prima repriză a fost mai dezamăgitoare, să zicem așa, dar pe sfârșit am vrut să ne mobilizăm să ajungem măcar lângă ele. Poate a fost o zi mai proastă, fiecare, noi suntem și mai puține, ele au și jucătoare mai noi, noi în continuare ne străduim, suntem încă o echipă mică. Ce vă doriți voi? Care e țelul vostru? Cât mai multe victorii, în clasament, cât mai în față posibil. Constanța este o echipă cu stabilitate financiară și a adus jucătoare, au mai și plecat.
cu premier pentru jocurile câștigate. Deci, cum spunea antrenoarea la pauză, la un meci câștigat în deplasare au 600 de lei. La noi sprijinul primăriei a dispărut. A fost o singură etapă când ne-au ajutat cu niște bani. N-am putut să aducem prea multe jucătoare. Am mai renunțat la câteva jucătoare care nu corespundeau. Principalele marcatoare ale întâlnirii au fost Alexandra Lupu, 12 reușite pentru Ieșence, respectiv Andreea Pintilie, autoarea 9 goluri pentru Neptun Constanța. Mai multe despre situația handbalului feminin ieșan puteți afla luni de la ora 19 la emisiunea Arena. Adică acum. Revenim așadar în studio, Victoria Agape și Veniamin Lupan. Ce ar fi de aflat despre această echipă? Pentru că este prima oară când apărăm la TVR sau în general anul trecut nu s-a făcut prea multă propagandă la această echipă. S-a început. Pentru că ați cerut răbdare, ați spus, da, haideți să mai avem răbdare, nu venim chiar așa, mai s-a stăm puțin. S-a început târziu, după începerea campionatului s-a format acest centru, a fost ideea domnului președinte Dedu. S-a discutat cu primarul Iașului, domnul Chirica, cu rectorul universității, domnul Tudorel Toader. Domnul ministru. Actual, da. LPS-ul, Federația și Comitetul Olimpic Român. Trebuia să aștepte toată lumea pentru că o echipă nu... Cinci moașe, așa. Cinci moașe, dar a rămas doar Federația la ora actuală. Este greu să suporți toate cheltuielile. Am rulat 17 jucătoare plus 4 jucătoare care actualmente sunt de la LPS cu dublă legitimare, dar pot juca numai două la un meci. Și după cum ați văzut, nu a jucat niciuna, că a avut meci, una este accidentată. Nu am reușit să aducem ceea ce am fi dorit noi în vară. O parte din jucătoare la centrul de la Brașov au fost vândute. Ar fi trebuit să fie date la Iași, așa gândesc eu, de la un centru de junioare, să continue cu centru de senioare. Am pierdut 3 jocuri la începutul campionatului, la un gol și la 2 goluri. Dacă am fi reușit să facem un transfer sau două, eram în primele 3 echipe la ora actuală. Constanța este susținută de primărie, a reușit să-și aducă jucătoare, a cumpărat de la centrul de la Brașov, la licitația care a fost, 4 jucătoare. Deci cel mai mult a dat 5.000 de euro pe o jucătoare. La eșalonul secund? Da. Adică a doua. Deci universitatea nu are cu ce să ne ajute momentan. M-am așteptat mult mai mult de la primărie, de la domnul primar Chirica, care a promis că o să ajute sporturile care au valoare și sporturile de echipe, printre care și handbalul, chiar a avut intenția să formeze o echipă, iar în momentul când aceasta s-a format, nu a mai sprijinit-o. Deci erau niște bani, nu erau foarte mulți, era vorba de 5.000 de euro pe lună, bani care, din care trebuia să plătim medicamentația, arbitrajul, transportul. Și dacă mai rămânea ceva, știu eu, echipament sau asta. Am rămas datori de anul trecut cu 15.000 de lei din campionatul trecut, 3.000 de lei la arbitraj, 12.000 de lei la transport. Nici în momentul de față nu știu cum o să reușim să acoperim aceste datorii. Oricum, uitându-mă pe rezultate, par mai bune decât sezonul trecut. Da, și adică echipa s-a mai sudat, a mai sunt reușit. Sunt 3 victorii, într-adevăr, și 5 înfrângeri, dar parcă da. E mai bine. Și 3 jocuri pierdute la mustață, cum să spunem. Așa. Nu reușesc să aduci niște jucătoare fără niște bani. Deci dacă nu
să stea pentru 1000 de lei o indemnizație pe lună ca să-ți rupi oasele pe un teren de handbal, nu prea vine lumea. Mai ales că în țară fondul de jucătoare este foarte scăzut. Deci dacă se observă, niște echipele de ligă și Romanul nu au loturi numeroase sau 14-16 jucătoare. Da, Romanul care nu traversează, apropo de echipe din zona Moldovei, nu traversează cea mai bună perioadă. Acum, la această oră, joacă pe teren propriu în compania celor de la Corona Brașov. Victoria, tu cum ai regăsit echipa când... Pentru că ai fost o perioadă plecată din Iași după acele succese extraordinare de la juniori cu LPS-ul. Am avut o pauză. Iar țin minte că anul trecut, chiar de Revelion, în seara Revelionului, l-am sunat pe domn profesor să-i urez un an nou fericit. Și, na. Și dumnealui mi-a zis că, băi, uite, e vorba de echipă, ne vedem la sală, vii, vorbim. Și așa s-a întâmplat, așa am ajuns. N-a fost ceva, mă gândeam, da, mă duc, aia, nu. Am sunat pe domn profesor, am discutat cu dumnealui, mi-a explicat, uite, asta e situația. Așa s-a întâmplat. Și cum ai caracterizat-o această echipă? Este o echipă mică momentan. Sperăm să ajungem undeva mai sus, dar trebuie muncă, trebuie dorință în primul rând și să crezi în tine. Asta este cel mai important. Pentru că adversarul tot două mâini și tot două picioare are. Da, exact. E vorba... Am văzut și în meciul de sâmbătă cu cele de la Neptun. Momente bune, dar și... Au fost și momente bune și momente mai puțin bune, dar valoarea, și-a spus cuvântul, experiența, cred că pentru multe de la noi, de la echipă, cred că este primul an de divizie. Încă e puțin timp pentru ele, e frica la unele dintre ele, încă exact. Foarte multe emoții. Asta e. Comparând așa cu echipa voastră de la junioare, acolo era foarte multă dorință. Foarte multă dorință și nu, noi nu acceptam o înfrângere. Ne certam una pe alta. Nu ne convenea. Dacă ați fi rămas, să presupune că ați fi rămas în continuare să fi în aceeași formulă, să fi făcut pasul spre senioare. Unde era acea echipă acum? În Liga Națională. Era în Liga Națională, nu? Cu siguranță. Vă lipsesc fetele, campioanele, multiplele campioane? Ne lipsesc, dar Iași a avut această echipă, am jucat în divizia, da? Chiar am terminat, eram în față, ne-am bătut cu Slobozia, am făcut egal, Constanța ne-a bătut la un gol, echipe care anii următoare au promovat în Liga Națională. Și tot bănuiesc că primarul nostru are niște sfătuitori, tocmai nu prea buni, pentru că am văzut că există o răutate la unii oameni în Iași. Să nu facă ăla, să nu facă, domnul, nu-i mai dați bani lui ăla, nu știu. Noi am primit atunci bani pentru retur, am mers tot așa, am primit bani în octombrie, vreo 20.000 de lei, cu care am avut numai bani de deplasări și arbitraj, un an de zile. Și, ba mai mult, chiar domnul Nichita a intervenit să o dea pe tiron la Brăila. Deci, nu că s-o ținem noi la Iași. Și am încercat și atunci să intru, să am o discuție, n-am reușit. Și acum am încercat de jumătate de an să intru la domnul Chirica, n-am reușit. Am avut chiar și, m-am înscris la audiență să-i prezint lucrurile, bănuiesc că poate nu le știe exact cum sunt reale. Mă gândesc acum la Fundația Sportului Iașean, care teoretic sprijină sportul din Iași. Președintele fundației este un cadru universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, al cărei nume este purtat de echipa de handbal, domnul Lucian Popescu. Este coleg cu Beatrice Abălașe, cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, care știu că anul trecut era foarte aproape de acest proiect. Au fost până la bani.
După aia, dacă nu ne-au mai dat bani, l-am întrebat, a dat de numeri. Dar nu este că nu prea are putere prea mare. Dar măcar trebuia să ne se spună corect. Dom'le, ne retragem din acest proiect. Nu ne lasă să facem niște cheltuieli pe care de unde le acoperim. O parte din bani am dat eu de acasă și o parte dau de numeri la șeful de la compania de transport respectivă. Deci nu cred că se procedează în felul ăsta, nici nu m-am gândit la un proiect la nivelul ăsta să nu-l respect sau să-i domnule, noi ne retragem, pentru că pur și simplu nu trebuie să dea o explicație sau ceva. Și eu m-am retras din director adjunct și am lăsat să vină altcineva, pentru că am promis la colegii mei promisiunile altcuiva. Bineînțeles, din care nu s-a realizat nimic în aproape un an de zile. Și ca să trăim numai să ne păcălim unii pe alții și să mințim, mai bine nu mai rămâi acolo unde ești. Și centrul ăsta, la ora actuală, este numai pe cheltuia la federații. Banii la arbitraj, nici n-am auzit de așa ceva de când sunt eu, se dau prin, îi virează pe card la sfârșitul lunii. Dar poate vine un arbitru și nu are nici bani de transport, nu? Da. Vine da. Să mă arbitreze pe mine de la Vrancea sau nu știu de unde. Eu nu știu dacă suma asta era foarte mare. Dar în proiect cât era bugetul lunar pentru această echipă? Deci bugetul lunar era în funcție de... Nu avea un buget, în funcție de numărul de persoane, de jucătoare și bine staful tehnic care este... medicamentația, deci nu se punea problema, s-a pus de primii de joc, dar deci primăria avea 5.000 de euro și federația diferența care este în jur de la ora actuală fără arbitraj și transport vreo 10.000 de euro. Noi v-am mai spus două. Și dacă existau acești bani, cam cum sigur, eram primele trei, fără probleme. Reușeam să facem două, trei transferuri, dar așa nu mai stiroși de unul de altul. Dacă am avut coleg, directorul de la Piatra Neamț, și mă spunea să-i dau niște mingi sau echipament, când dă CTR-ul la jucătoare, dar nu înțelegi că echipa nu este a mea sau a... Este echipa federației, la care jucătoarele rămân a clubului, în momentul când pleacă. Dacă ajung la o valoare mai mare și pleacă, atunci banii care se iau pentru ele se împart între federație și clubul respectiv. Deci degeaba nu-ți dă nimeni sau să vadă că e ceva serios și se dorește, domnule, vrem să promovăm. Hai, veniți la Iași. Acum, la această echipă, ce plomber trebuie? Ce? Ce plomber trebuie? Extremă dreaptă, pivot, avem, deci un pivot și o extremă dreaptă, dacă am avea, și linia de 9 metri, sunt jucătoare tinere, mai sunt și junioare, jucătoare care au terminat junioratul anul acesta, deci nu, toate astea oricum ne mișcăm mai bine și diferențele de scor s-au văzut, deci anul trecut dacă am pierdut peste 20 de goluri, anul ăsta nu e mai... Dar te simți singur. În momentul când nu interesează pe nimeni, nu... Și era ceva simplu ca să poți să rezolvi, să ajungi la un nivel onorabil pentru un oraș ca Iașul, care e al doilea oraș din țară și nu reușești să susții nimic. Uitați-vă, handbalul a promovat în Liga Națională și nu a primit buget mai mic decât anul trecut. Rugbyle se chinuie și ei n-au nici, pierd la niște scoruri astronomice și așa mai departe. Deci în Iași echipele din 40 de ani, de când le știu eu așa, tot timpul s-au chinuit. Fotbalul s-a chinuit, basketul s-a chinuit, volei a dus-o bine cât a fost la Penicilina pe vremuri, handbalul a dus-o foarte bine cât a fost la CFS și un pic la Pascal. Iar în rest, basketul băieți când a fost la Moldrom,
da? Și așa mai departe. Dar în rest, promitem și nu reușim. Dacă noi nici la liceu n-am mai primit de la primărie pentru cei mai buni sportivi o masă pe zi, care îi primeam 20.000 de lei sau cât ne dădea, îi împărțeam și mâncau copiii ăștia 5-6 luni o masă de prânz. Exact. Nu știu, și mă uit la alte licee, aduc copii, au cămin, noi n-avem nici cămin, îi țin cu 3 mese pe zi, cu echipament, cu tot ce dorești. Dar chiar cu căminul la liceul sportiv, ce se mai aude? Am avut o promisiune, o să facem un cămin, să mansardeze școala existentă și... Da, nu. Nu cred. Mai am 5 ani până la pensie, nu cred să văd când începe măcar acest cămin, care s-au cheltuit enorm de mulți bani numai pe proiecte. Deci nu se reușește să termină nici școala care o avem, care trebuie o investiție foarte, foarte mică, pentru că proiectul nu mai este valabil și trebuie să facă alt proiect, s-au schimbat prețurile. Cine trebuie să finanțeze? Primăria. Tot primăria. Mă uit la de echilibrat scorul între CSM Roman și Corona Brașov. E 23-21 pentru moldovence în minutul 57 al întâlnirii, deci mai sunt 3 minute, poate prindem până la finalul emisiunii. Victoria, să revenim. Haideți să încercăm să terminăm cumva dialogul acesta. Mai spunea că mai avem 3 minute, să mai cu zâmbetul pe buze. Există vreo șansă să zâmbim când vorbim despre handbalul feminin? Da, dacă ar fi investitori, dacă ar fi cineva lângă noi, cum spune domn profesor, se simte singur. Așa și noi, ne simțim singure. Mm-hmm. Nu ne ajută nimeni, e greu. Lipsa de experiență, valoare, aș spune cuvântul. Deci, singure nu. Deci nu este ușor la un sportiv să-i zici, tu antrenează-te că o să fie bine. Păi, îți trebuie medicamentație, să ai nevoie de aceste lucruri. Nu este ușor. Se face efort continuu și ce se mulțumește, să-ți rup mâinile și picioarele pentru ce? Pentru 10 milioane? Nu. Ce vreau să vă spun? Că nu avem decât 3 rânduri de echipament, 2 date de federație și unul făcut de universitate. Nu avem nici training-uri, nu avem absolut nimic, nici Adidas, nici nimic. Deci este, cum să vă spun, dureros pentru copiii ăștia și chiar pentru tine ca antrenor când apare într-o sală. A venit iarna, a venit frigul și merge în short și în tricou sau cu 7 bluze de 7 feluri. Și când mai mergeți și în deplasări, una în roșu, cealaltă în roz, alta în portocaliu și așa mai departe. Da, de junioare, cum stă LPS-ul, care de-a lungul timpului a format multe. Stăm destul de bine, la juniare 1 și 2 suntem pe primul loc în grupă, la juniare 3 o serie de 10 echipe se califică 3, suntem pe locul 4, cred că cu o șansă de a merge mai departe. Este o în toată țara, except în câteva cluburi care au condiții și care lucrează, în rest nivelul actual al handbalului este scăzut și numărul de jucătoare cât de cât valoroasă foarte scăzut. Dacă mergi în seria Moldova, în afară de jucătoarele care sunt la Iași, mai una, două, dacă mai sunt în toată seria, care să spui că ar fi bune pentru divizia A. Deci... Și sloganul handbalului în România este handbalul sport național. Sport național, da. Cine să-l susțină? Cât toți să plâng de condiții. Sunt și unde sunt condiții și nu lucrează lumea. Da. Generațiile astea care au apărut sunt mult diferite de celelalte care au fost, care aveau altă dăruire, altă preocupare. Dar tehnicitatea și valoarea jucătorilor s-a dus spre o vârstă foarte fragedă. Deci am participat la campionatul de juniori 4 la Baia Mare și am văzut jucătoare care erau în clasa a 5-a sau a 6-a cu tehnică și de valoare foarte ridicată pentru vârsta respectivă. Pentru vârsta lor. Da.
Acum nu știm dacă timpul va demonstra dacă e de bine sau de rău, adică sunt forțate sau nu. A trecut timpul, la 55 trebuia să intre genericul peste noi. 23-22, cu câteva secunde înainte de final, în meciul între CSM Roman și Corona Brașov. Mâine la Infosport vedeți un rezumat al acestei partide. Beniamin Lupan, Victoria Gapi, vă mulțumesc pentru prezență și mulțumim, vă doresc să răsară soarele pe strada handbalului feminin. Sperăm. Ieșeam. Speranța mare ultima. Să aveți o săptămână frumoasă. Ne vedem și lunea viitoare de la ora 19 la TVR. Ia și toate bune.